Mă gândesc să-mi încep carieră în România. Însă asta vine un pachet cu foarte multe provocări. Trebuie să învăț limba, trebuie să schimb ceva din îmbrăcarea, trebuie să schimb ceva din, nu știu, chipul. Eu am trăit în altfel viață, pentru că am trăit în sat și chiar proiectul ăsta schimbă viața mea. Etapa trecută a fost foarte interesant. Eu am cântat în club, chiar și foarte mare club. N-am cântat în acesta, în așa mare de club. Etapa trecută eu am impresionat pentru jurați. Sper că și acum să mă ridic la nivelul așteptărilor. Foarte bine! Ce mișto și-a construit-o! Tremur, pentru că eu nu am cântat niciodată în viață pe așa de mare scenă, așa de grandioasă. Îmi este un pic teamă de seara asta. Da, sper să fie bine și sper că trec la final. Sau o să fie foarte bine, sau o să fie foarte rău. Asta live vreodată. Suferă de mania persecuției, de cineva asta a cântat vreodată piesa asta? Eu nu. Spune-ne, Carlos, de ce întrebi asta? E greu de cântat? Nu, e o piesă foarte simplă, e un fel de doină. Cu chitări pe fondal, așa, o simplețe de piesă. Ai cântat ok, așa, de mateneu, aș spune. A fost o prestație de excepție și mi-e foarte tare, mi-a plăcut. Sunt mândru de tine și de faptul că se întâmplă lucrurile care se întâmplă. Bravo ție! Mulțumesc! Bravo ție! Raluca! Artiom, ce s-a întâmplat cu tine? Ne-ai arătat și partea asta un pic mai răuță. Am emoții foarte pe mulți. Care nu ne-ai arătat-o până acum niciodată. N-ai fost așa de... niciodată până acum.
Mă bucur să văd și partea asta, pentru că înseamnă că poți. Într-adevăr, e o piesă foarte grea, pe care tu ai cântat-o foarte bine. Felicitări, Artiu! Ai cântat foarte bine! Mulțumim! Marius! Știi ce mi se pare mie la tine? Că tu muncești mult pentru momentele astea și cred că niciodată nu ne arăți tot diamantul. Știi ce zic? Ne arăți așa, azi o față, mâine altă față, poi mâine altă față. Cumva trebuie să-l construim noi în mintea noastră, știi? Da. Am mai mult surprize. Uite la dânsul șantajistul. Da, da, da. Artiom, ești talentat. Asta mă bucur. Mulțumesc. Și muncitor. Și se vede. Și serios. Așa e. Mulțumim. Smiley! Ești un artist foarte exact. N-ai dat-o în bară până acum cu nimic. Ești foarte sigur pe ceea ce cânti. Nu știu dacă ești foarte sigur, dar eu sunt foarte sigur pe ceea ce cânti tu. De fiecare dată când... Eu sunt foarte sigur pe ceea ce cânti tu de fiecare dată când ajungi, știi, pe scenă. Bravo, felicitări, ești foarte bun. Mulțumim, Smiley. Cred că cea mai complicată piesă serif. Eu habar n-am ce ales-o. Asta e o piesă foarte greu de cântat, cu strofele și cu... Asta e... Nu știu, asta e ca și cum te-ai împușcat în genunchi. Greu, greu și căpătezi după asta. Niciodată în viață n-aș alege piesa asta. Piesa asta e de ascultat, nu de cântat. Nu el s-a băgat acolo. Asta e plus un punct deodată. Foarte mulțumit pentru reacție de acelor din jurii și pe mine asta e foarte important.